Moara cu noroc, capitolul 3 Cât țin lungile? Ele sunt pline de turme de porci, iar unde sunt multe turme trebuie să fie și mulți păstori. Dar și porcarii sunt oameni, ba între ei, mulți sunt oameni de tot felul, și de rând, și de mâna a doua, ba chiar și oamenii de frunte. O turmă nu poate să fie prea mare, și așa, unde sunt mii și mii de porci trebuie să fie sute de turme și fiecare turmă are câte un păstor și fiecare păstor e ajutat de către doi, trei băieți, boitarii, adeseori și mai mulți, dacă turma e mare. E dar pe lungi un întreg neam de porcari, oameni care s-au trezit în pădure la turma de grăsuni, ai căror părinți buni și străbuni, tot păstori au fost, Oamenii care au obiceiurile lor și limba lor păstorească pe care numai ei o înțeleg. Și fiindcă nu-i neguțătorie fără de pagubă, iar păstorii sunt oameni săraci, trebuie să fie cineva care să răspundă de paguba ce se face în turmă. Acest cineva este sămădăul, porcar și el, dar om cu stare care poate să plătească grăsunii pierduți, ori pe cei furați. De aceea, sămădăul nu e numai om cu stare, ci mai ales om aspru și neîndurat, care umblă mereu călare de la turmă la turmă, care știe toate înfundăturile, cunoaște pe toți oamenii buni și mai ales pe cei răi, de care tremură toată lunca și care știe să afle urechea grăsunului pripășit chiar și din oala cu varză. Și dacă lumea zicea că locurile de lângă moara cu noroc sunt rele, n-ai fi avut decât să-l întrebi pe vreunul dintre sămădăi și el ți-ar fi putut spune pentru ce nu sunt bune și cine le duiește. dar sămădăul e mai presus de toate om tăcut. Și dacă îl întrebi asemenea lucruri, el răspunde, Nu știu, n-am văzut, atâtea și atâtea turme în răspunderea mea și nu mă pot strica cu oamenii. El știe ce știe, numai pentru nevoile lui. Veneau câteodată pe la cârciuma lui Ghiță și porcari, niște oameni îndeosebi, înalți și bine făcuți, cu cămașa neagră și cu părul strălucitor de untura cea multă și căzut în plete lungi și răsucite deasupra grumajilor goi. Oamenii erau și ei, chiar oamenii cinstiți care mănâncă, beau și plătesc. Într-o zi de luni au venit trei inși în căruța cu osiile de fier ușurică și trasă de doi cai frumoși, dintre care însă unul mai mare și altul mai mic. În căruță nu era nici scaun, nici fân, ci unul dintre porcarii unsuroși, mâna caii stând în picioare, iar ceilalți doi ședeau pe leutrele vopsite în verde, ca și când n-ar fi venit decât de aici, din apropiere. Ăștia nu prea împar a oameni buni, își zise Ghiță când îi văzu sărind din căruță și privind în prejur, ca unii ce au mai fost pe aici și acum nu găsesc nici locurile, nici oamenii ca odinioară. Ei întrebară dacă n-a fost să mă dăul pe acolo. Puse răsluga să deshame caii, să-i adape și să le dea o văz, apoi intrară. Băură fiecare cât trei inși la un loc și plecară cu un noroc bun. Bine, dar n-au plătit, grăi bătrâna nedumerită. Lasă! M-am înțeles eu cu dânsii, răspunse Ghiță. Apoi se duse pe aici pe colea, ca nimeni să nu-i vadă fața și ca nu cumva nevastă sa să-l întrebe, ce ai Ghiță? Peste puțin, sosi și să mă Vestitul Lică să mă la moara cu noroc. Lică, un om de 36 de ani, înalt, scățiv și subt la față, cu mustața lungă, cu ochii mici și verzi și cu sprâncenele dese și împreunate la mijloc. Lică era porcar, însă dintre cei ce poartă cămașă subțire și albă cu floricele, pieptar cu bumbi de argint și bici de carmajin, cu codoriștea de os împodobit cu flori tăiate și cu ghintulețe de aur. El își opri calul dinaintea cârciumii, aruncă o privire la Ana, apoi alta la bătrâna care ședea o pelaița de lângă masa cea mare din umbra cerdacului. Trase cu ochii, o raită prin prejur, apoi întrebă unde-i cârciumarul. Noi suntem," răspunse bătrâna ridicându-se. Știu, grăilică, dar cred că vor fi și oameni pe aici. Eu întreb de cârciumarul. Cu el vreau să vorbesc." Lică le zise aceste așa ca și care să poată înțelege că are grabă și că nu vrea să mai lungească vorba. Bătrâna plecă, dar fără de întârziere să caute pe ghiță, iar Ana rămase privind ca un copil uimit la călărețul ce stătea ca un stâlp de piatră înaintea ei. Dacă Lică ar fi fost alt om, el n-ar fi stat așa cu privirea pierdută în vânt, ci s-ar fi bucurat de vederea femeii frumoase care îl privea oarecum pierdută și speriată de bărbăția în fățișorii lui. Ungurul a murit? Întrebă el când văzu pe ghiță. Da. Și tu ai venit în locul lui? Da. De la Sfântul Gheorghe? Da, răspunse Ghiță, aruncând o privire furișată asupra femeilor ca să vadă dacă ele nu cumva se tulbură. E Ghiță, ginere meu, grăi bătrâna, și mulțumită lui Dumnezeu ne merge bine de când suntem aici. Lică își apucă zâmbind mustața între buze. Aici, zise el, le merge bine la toți oamenii cu minte. Nai decât să te pui bine cu toată lumea, să le zici noroc bune celor ce vin și se duc și poți să dai mulțumită lui Dumnezeu. N-au trecut pe aici niște oameni? Te răspunse ghiță chipsuit. Suntem la drum și trece multă lume. Vorba vine, trei oameni. Trei, patru, zece, grei ghiță cam în glumă. Lumea trece mereu. Eu nu stau aici să țin seama despre cei ce vin și trec. Și așa nici nu-i prea știu de la o vreme te obișnuiești cu oamenii, încât nici nu te mai uiți la fețele lor. Apoi cine știe dacă nu e și câte unul care s-ar mâhni dacă ai bate drumul cu vorbe despre dânsul. De cârciumar să nu întrebi niciodată, căci el vede și aude atât de multe, încât trebuie să uite de grab și să nu mai ție minte nimica. Așa-i, grăilică. Întrebam numai ca să văd dacă nu cumva mi-i putea spune, fiindcă sunt oamenii mei, au plecat să vadă o pădure pe care voiam să o luăm de la toamnă pentru turme, și nu știu acum dacă au trecut înaintea mea ori e să-i aștept. Așa o fi, răspunse ghița hotărât. Dar eu nu ți-pot spune dacă între cei ce au trecut astăzi pe aici, vor fi fost și ei. Cum nu, strigă bătrâna cu nerăbdare. Cei trei porcari ce au băut atât de mult și n-au plătit. De ghiță îl trecu un fior de junghi prin inimă și, oricât de mult ținea la soacră sa, acum el ar fi fost în stare să-i pună degetul pe gură. «Muierile văd mai bine și se vede că au mai puțină treabă», zise el stăpânindu-se. Dacă n-au plătit, grăilică, apucându-și iar mustața între buze, era fiindcă știau că voi veni eu ca să plătesc pentru dânsii. Grăind acestea, el descălecă și făcu lui Ghiță semn să intre cu dânsul pentru ca să facă socoteală. Bătrâna e tot mai cu minte decât mine, își zise cârciumarul și intră cu voie bună în urma lui. Bătrân ar putea să-și ție gura, grăilică, după ce se văzu singur cu ghiță. Mă cunoști? Nu, răspunse ghiță, răcit în tot trupul. Atunci mă știi de nume, eu sunt lică, să mă dăul. Multe se zic despre mine, și multe dintre ele, multe ori vor fi adevărate, și multe scornite. Tu vezi un lucru: că un ziua mea mare pe drumul de țară, și nimeni nu mă oprește în cale, că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut ce voi fi făcut, nu-i vorbă, dar am făcut așa că ori și cine poate să creadă ce îi place, însă nimeni nu știe nimic. De aceea am să dau seama despre 23 de turme de porci, mai înțeles? Nu doar că aș putea plăti tot ce se poate pierde într-un an, ci pentru că de la mine nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească Dumnezeu pe acela pe care aș crede că-l pot bănui, mai înțeles? Eu voiesc să știu întotdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face. Și voiesc ca nimeni, afară de mine, să nu știe. Cred că ne-am înțeles. Ghiță ar fi avut multe de zis, dar Lică se întoarse odată în călcâi și pe când cărciumarul își veni în fire, drumețul dăduse pinteni calului. Un om prea cum se cade grăi bătrâna, privind din urma lui. Cine a fost ăsta? Lică să mă dăul, răspunde Ghiță. Lică să mă dăul, strigă Ana. Și câte rele nu mai zice lumea despre dânsul. Așa e lumea, grăi Ghiță, să nu crezi nimic până ce nu vezi cu ochii. El singur nu și-ar fi putut da seama dacă a grăit aceste cuvinte din amărăciune, ori numai dorind să ascundă înaintea nevestei gândurile grele cel cuprinseră. Nu-i vorbă, adause Ana, e oarecum fioros la față. Așa-ți pare ție, grăighiță, are și el necazurile lui.